pregătim să începem meciul cu numărul 1. Mă simt foarte bine, de abia aștept să înceapă concursul, să pot să fiu rep. Chiar mă distrez. Mulțumesc că ați dat curs invitației noastre de a promova acest eveniment pe care, într-adevăr, Consiliul Județean Francea îl organizează cu sprijinul colegiilor de renume din județul Francea, mă refer la Colegiul Național Unirea, la Colegiul Național Cuza și la celelalte instituții partenere și inspectoratul școlar. Acest eveniment are scopul de a promova copiii și inteligența. După cum bine știm, trăim într-o epocă în care tehnologia este în noi și în toate. Și de aceea cred că trebuie să investim mai mult în viitorul nostru, în viitorul nostru fiind viitorul copiilor noștri. Apreciez foarte mult munca profesorilor și munca elevilor. Sunt Tiberiu Oprea, sunt mentorul echipei de robotică a Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza, echipa AI Citizens, și astăzi, împreună cu colegii noștri de la Colegiul Național Unirea, organizăm un eveniment finanțat de Consiliul Județean Vrancea și sprijinit de Centrul de Excelență Vrancea, un eveniment la care participă 20 de echipe, 4 echipe din județul Vrancea și 16 echipe din alte 7 județe, toate echipele din zona aceasta a Moldovei, să zic. Sunt peste 250 de participanți. Am ținut foarte mult să organizăm împreună această competiție. Roboții, încercăm și noi să vedem dacă funcționează cum trebuie. Momentan, sperăm. N-am dormit vreo 2-3 zile și urmează să regenerăm meciul. Le ignorăm școile pe care le-ați primit. Spun doar atât, că a durat cam 10 minute cât i-am explicat domnului președinte al Consiliului Județean Cătălin Toma aici de față ce înseamnă acest concurs de robotică, nu știu dacă chiar 10 minute, poate mai puțin, când și-a urmat imediat întrebarea, nu acordul, a urmat întrebarea bine și ce trebuie să facem. Suntem onorați să fim parteneri cu dumneavoastră, cu voi, elevii, cu voi, cei care, ușor, ușor, ne arătați că tehnica este cea mai importantă la momentul acesta și aș vrea să le mulțumiți și dumneavoastră, profesorilor care au grijă de voi, cum și noi încercăm de fiecare dată să fim alături de învățământul din Vrancea. Robotul nostru pot să zic că e decent, nu pot să zic că e cel mai performant, n-are rost să ne laudăm degeaba acum. E, pune în jur de 8 elemente pe tabelă, în medie, cam pe meci. E acționat de un braț, e un pic mai neobișnuit față de alți roboți, față de modelul clasic pe care îl folosesc majoritatea echipelor.